Vorbim despre o directivă, directiva de utilizare durabilă a pesticidelor, care se transformă în regulament. În această vară, după mai multe versiuni care s-au strecurat, au transpirat dinspre Comisia Europeană, avem în sfârșit un draft care a început să fie dezbătut și care ne îngrijorează mai mult decât versiunile anterioare, pentru că, în primul rând, vorbim de niște ținte obligatorii de reducere. Vorbim, din nou, subliniez, este un draft și așa cum a spus doamna Gherghișan mai devreme, să nu se înțeleagă, să nu înțeleagă ascultătorii noștri că ce prevede acest draft de mâine va fi aplicabil și, dar este un draft de plecare și de obicei este baza în jurul căreia se vor purta negocierile, prin urmare nu se va devia foarte mult și de aici îngrijorările noastre ale celor care reprezentăm interesele fermierilor, pentru că vorbim de reduceri între 35 și 70% ale utilizării pesticidelor sau mai exact vorbim aici de o referință privind vânzările de pesticide în statele membre. Referința este volumul de pesticide vândut, comercializat în fiecare stat membru în perioada 2015-2017, de la care statele membre, în funcție de consumul lor, în funcție de poziția lor față de consumul mediu din Uniune, au obligația sau vor avea obligația să își diminueze utilizarea în agricultură. România este unul dintre statele cu consumuri foarte mici. Suntem la o treime din media europeană. Vorbim de câteva sute de grame pe hectar, 700 de grame de substanță activă pe hectar, față de state membre sau regiuni care au 9 kg de substanță activă la hectar. Prin urmare, ni se pare o măsură, în primul rând, fără o bază științifică, în al doilea rând, arbitrară, în al treilea rând, care nu diferențiază între mari poluatori, între mari utilizatori de substanțe fitosanitare și lovește puternic, mai ales în statele membre virtuoase, ca să spun așa, pentru că și Comisia Europeană remarca la discuțiile de săptămâna trecută și am văzut în Politico astfel de considerații în publicația de la Bruxelles, faptul că România reușește să facă producții bune, randamente bune, cu un consum foarte scăzut de pesticide, prin urmare chiar și dacă vom vorbi de 35% de o reducere medie în România, putem să ne imaginăm lesne că productivitatea va fi afectată, mai ales că în România avem o polarizare atât de puternică a consumului de pesticide, prin urmare, exact fermele performante și nu fermele de subzistență vor trebui să reducă acest consum de inputuri, prin urmare, fermele performante vor produce mult mai puțin și mai ales în condițiile în care acum discutăm de nevoia de a produce mai mult în Europa, de a asigura securitatea alimentară, în condițiile în care ne confruntăm cu schimbări climatice și cu un atac fără precedent al bolilor și dăunătorilor.